Să deschidem Cartea Domnului la Cartea Exodului. Capitolul 3 vom citi de la versetul 1 până la versetul 10. Exod, capitolul 3, versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci cunosc durerile, m-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume în locurile pe care le locuiesc cananiții, hitiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum, vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Amin. Să ocupăm locurile. Suntem în seara aceasta la cel de-al treilea subiect pe care noi l-am intitulat Spre Canaan. De la bun început vreau să spun două lucruri. Am ales acest subiect pentru că călătoria noastră prin viață seamănă foarte mult cu călătoria evreilor spre patria promisă, spre țara promisă. La fel ca și ei, ne vom lovi de o serie de lipsuri, de crize și va trebui să învățăm din experiențele acestui popor să știm cum să ne rezolvăm și noi crizele noastre. Un al doilea lucru care vreau să-l menționez așa în introducere, eu mă bucur că unii dintre dumneavoastră sunt foarte curioși și vor să studieze Biblia mai în amănunțit. E foarte bine. În cazul este că dacă folosim metode care nu sunt bune sau nu sunt productive, putem ajunge la concluzii greșite. De exemplu, cineva când am vorbit despre fica lui Faraon, nu, a căutat în concordanță fica lui Faraon și a găsit un verset din Cronici, 2 Cronici, capitolul 4. Există un verset foarte interesant, versetul 18, în capitolul acesta 4, 1 Cronici, ni se dă o listă a descendenților din Iuda. Iuda este unul dintre copiii lui Iacov și avem aici în primele capitole din Cronici câteva liste de generații. E bine, din seminția asta lui Iuda, la un moment dat, cineva, un anume Mered, așa, a luat de nevastă pe o fată a lui Faraon. Și dintr-o dată, cel care a citit asta a tras concluzia că asta este fata lui Faraon, nu? Care a luat-o cineva de nevastă din seminție lui Iuda. Nu numai că se află la câteva sute de ani distanță în generații, dar n-are mic de a face cu fata lui Faraon, care l-a găsit pe Moise în Nil și l-a adoptat pe Moise. Dacă nu studiem Biblia cum trebuie, ajungem la concluzii imediat și necazul care este că putem să producem tulburare venind cu idei din acestea trunchiate peste cei care cred că muncesc foarte serios la studiile care ni le prezintă în biserica noastră. Tema din această seară am intitulat-o Întâlnirea cu Dumnezeu. De la bun început,
Este textul pe care l-am citit din Exod, capitolul 3, primele trei versete. Dar vreau să spun de la bun început că parcă Dumnezeu este specializat în a lucra cu oameni care sunt zdrobiți, care nu sunt foarte ok. Așa. De exemplu, lucrează cu Avram, care în ultimă instanță este un mincinos, a mințit de câteva ori despre nevastă sa, că e sora lui. Dumnezeu a lucrat cu el și ajunge să fie prietenul lui Dumnezeu. Îl găsim apoi pe Iacov, care este, și numele îi spune că este înșelător, nu? El devine Israel. Când s-a luptat cu îngerul lui Dumnezeu, evreii spun că Dumnezeu așa de supărat a fost pe el și îngerul care îl călăuzea pe Iacov i-a tras o bătaie zdravână, că s-a săturat de manipulările lui Iacov, de șmecheriile lui. Rahav, descoperim în Scriptură că a fost o prostituată. Devine în linia mesianică, pe urmă, Dumnezeu o folosește. Petru, care s-a lepădat de Hristos, nu, ține prima predică imediat după cinzecime. Moise, cel zdrobit și bâlbâit, nu, care nu mai știe să vorbească, iată, conduce 2 milioane de oameni spre libertate și acum îl găsim în fața rugului aprins. Dumnezeu vrea să vorbească cu el. Aici vreau să vă spun de la bun început că trecuseră 40 de ani de când Moise era cioban. Cred că nici socrul lui nu se ocupa prea tare cu religia și cu credința, nu? Și Moise orărise bine de tot. El, de fapt, până la 40 de ani, a crescut mai degrabă în religia păgână a Egiptului decât în aia evrească. Nu? Nu a fost prea religios. Și nu a fost inițiativa lui Moise să-L caute pe Dumnezeu și să-I spună, Doamne, ajută-mă să eliberez pe evreii ăștia din robie. Ci a fost inițiativa lui Dumnezeu. Să știți că în toate revelațiile care le avem în Scriptură, toate vin din inițiativa lui Dumnezeu, nu din inițiativa oamenilor. Dumnezeu se revelează, nu oamenii îl descoperă. Al doilea lucru, într-o zi s-a dus mai departe ca de obicei. Și aici aș vrea să pledez pentru cei care avem obiceiuri bune. Dacă vreți să avem experiențe deosebite cu Dumnezeu, mergeți un pic mai departe decât vă duceți. Dacă vă rugați 10 minute, e fain, dar ia încercați 15, că poate se întâmplă ceva deosebit, nu? Poate citiți 2-3 capitole pe zi, ia citiți 4 sau 5. Faceți un ceva mai mult decât faceți ca de obicei. Faceți un extra mile, cum să zice, o milă în plus. Faceți ceva mai mult și veți vedea că Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Un al treilea lucru este că ne obișnuim așa de mult cu lucrurile, până și cu cele spirituale, că nu mai avem această sensibilitate la miracol, la minune. Moise putea să spună, bă, uite că au luat foc și tufișul ăsta. Pe noi ne derutează un pic Cornilescu că folosește rug. Și atunci, dintr-o dată, cei care suntem mai din Ardeal, așa, ne gândim la niște deale de mure, așa, un rug de mure, băi, în primul rând, nu prea creșteau mure prin deșert pe partea cealaltă. Este un tufiș care a luat foc. Acum, nu știu, Cornilescu, mi s-a părut lui prea de tot să folosească cuvântul ăsta de tufiș, nu? Un pomișor așa mai mic. Ne spune rug și sună bine, rugul aprins, nu? Wow! Până și frații de la Tofle au botezat o biserică cu rugul aprins. Sună grozav. Dar inițiativa este a lui Dumnezeu, nu? Și se prezintă la un om care face ceva mai mult decât a făcut de obicei. Într-o zi s-a dus mai departe. Și apoi îi se revelează unui om care este sensibil la miracol. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este cu această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul, nu? Dumnezeu întotdeauna vorbește oamenilor care sunt sensibili la lucrurile deosebite.
Uneori trecem așa de ușor pe lângă minunile lui Dumnezeu și sunt multe, nu? Și nu ne băgăm în seamă deloc. Eu în ultima vreme am descoperit păsările. Am niște păsări în curte, le dau de mâncare în fiecare zi și mă minunez în fiecare zi de minunea asta lui Dumnezeu. Nu m-aș mira ca una să înceapă să vorbească cu mine într-o zi. Trecem pe lângă minunile lui Dumnezeu. Vedem frumusețile naturii, vedem un apus de soare. Cineva care a fost aici prin Arizona, pe la Grand Canyon, și ai văzut Grand Canyon? Da, e un gropoi așa mare. Deci atâta tot ai văzut tu, nu? Era un tufiș care a luat foc. Au fi trăznit undeva pe aproape și a luat foc tufișul ăla. Dumnezeu nu le vorbește oamenilor care nu sunt sensibili la miraculos, la minuni. Deci ar trebui să ne cultivăm această sensibilitate și să ne oprim în fața frumuseților lui Dumnezeu, pentru că poate că ne vorbește Dumnezeu, nu? În primul rând, în seara asta vreau să spun că Dumnezeu vorbește oamenilor pentru a zidi relații. Când Dumnezeu vorbește unui om, îi vorbește pentru că vrea să înceapă o relație cu omul acela. Este foarte interesant versetul 4. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Deci a văzut că Moise nu este un cioban în ăsta plictisit care a luat foc și rugul ăla a mai văzut-o din astea. A văzut Dumnezeu că se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise, și el a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a inițiat această discuție cu Moise pentru că el vrea să înceapă o nouă relație cu Moise, o relație pe care Moise n-a avut-o până acum. Și să știți că de fiecare dată când Dumnezeu ne vorbește, intenția lui este să construiască o relație cu noi. Asta este intenția lui Dumnezeu pentru că el ne vorbește. Știți că Dumnezeu ne vorbește și astăzi nouă? Dumnezeu ne vorbește, spunea cineva, în zilele obișnuite ale vieții noastre, în zilele de lucru. Într-o zi când te duci cu oile la păscut, nu? Nu este o zi specială. Nu? Moise n-a zis, astăzi vreau neapărat să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Este o zi de lucru, o zi obișnuită. Dumnezeu vorbește unor oameni obișnuiți, fără o pregătire anterioară. Când vrea Dumnezeu să-ți iese în cale, îți iese în cale și îți vorbește. Îți vorbește prin lucrurile care te înconjoară, prin circumstanțele vieții. Dumnezeu vorbește în foarte multe moduri, în moduri foarte variate. Iată ce spune Evrei, capitolul 1, primele două versete, și aș vrea să fiți atenți la versetele acestea pentru că sunt foarte importante. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Evrei 1, primele două versete. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, ne-a vorbit prin îngeri, prin vedenii, prin proroci, prin vise. Nu? În Evanghelii ne-a vorbit prin Fiul Lui, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi ne vorbește prin rugăciune, prin darurile Duhului Sfânt, prin Scriptură, prin biserică, prin circumstanțe. Dumnezeu vorbește și astăzi. Și intenția lui Dumnezeu este întotdeauna să înceapă o relație cu noi. Să construiască o relație cât mai solidă cu noi. Cineva a spus o frază care ar trebui să tulbure pe foarte multă lume. A spus așa, când creștinii nu știu când vorbește Dumnezeu, ei au o problemă gravă în însuși esența creștinismului lor. Deci spui că ești creștin și nu auzi vocea lui Dumnezeu, nu știi când îți vorbește Dumnezeu, e o problemă serioasă cu creștinismul tău. Aici aș vrea să mai adaug că noi trăim în mijlocul unui creștinism evanghelic
Și o parte din creștinismul evanghelic a elaborat o teorie care se numește cesaționism. Vine de la cessation, de la încetare. Cesaționismul spune că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea ultimilor apostoli. Când au murit ultimii apostoli, au încetat să funcționeze în istorie darurile Duhului Sfânt. Și o serie de creștini, unii foarte apropiați de noi, cred asta. Și atunci avem de-a face cu niște creștini care nu mai cred că Dumnezeu vorbește astăzi. Nu? De aceea nu cred în prorocii, nu cred în vedenii, în vise, nu cred în nimic, numai în ce scrie în Scriptură. Acum nu-i rău că ei cred ce spune în Scriptură, numai dacă ar crede tot ce spune Scriptura, n-ar mai fi cesaționiști. Ar descoperi că Dumnezeu vorbește și astăzi, nu-i așa? În al doilea lucru care vreau să îl vorbesc în această seară este că oamenii știu când le vorbește Dumnezeu. Oamenii știu când le vorbește Dumnezeu pentru că se întâmplă ceva cu noi, cu ființa noastră. Dintr-o dată căpătăm reverență față de prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus lui Moise, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Nu era sfânt pământul ăla, era sfânt pentru că era Dumnezeu cel sfânt prezent acolo în locul acela. Oriunde este Dumnezeu, locul acela este sfânt. Și Moise spune, Dumnezeu spune, scoate-ți încălțămintele din picioare. Prezența lui Dumnezeu care vorbește întotdeauna se lasă exact cu această reverență, se stârnește în sufletul omului respect, reverență, închinare față de prezența lui Dumnezeu. Scoateți încălțămintea din respect față de prezența lui Dumnezeu. Locul este sfânt pentru că Dumnezeu, cel sfânt, este acolo. Ascultați-mă, biserica asta nu este sfântă pentru că așa este, mă rog, un locaș sfânt. Este sfântă pentru că Domnul este aici, pentru că El este prezent în locul acesta. De aceea, locul acesta este un loc sfânt. Ce se întâmplă este că atunci când Dumnezeu vorbește, El stârnește respectul, reverența, închinarea celor care aud vocea lui Dumnezeu. Bisericile noastre s-ar umple dacă am dezvolta această abilitate de a asculta și a auzi vocea lui Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu și când vorbește Dumnezeu, El stârnește frică de Domnul în noi. Frica de Domnul care duce apoi la înțelepciune. Vorbirea lui Dumnezeu produce schimbare în cel care o aude. Iată care sunt câteva greșeli comune care pornesc din firea noastră pământească atunci când, mă rog, ne trezim dintr-o dată în fața unui rug aprins, zicem noi, și credem că avem parte de o experiență divină. Oamenii firești pleacă înainte să fie trimiși de Domnul. Aoleu, am văzut un rug aprins, no, plecăm să spunem la toată lumea ce am văzut. Trebuie să te trimite Dumnezeu și atunci te duci. Nu o iei că ai avut o experiență deosebită, că ai văzut un înger, că cine știe ce s-a întâmplat. Nu, trebuie să te trimite Dumnezeu și când te trimite, atunci du-te, nu te du de capul tău. Pentru că plecăm fără să fim trimiși, ne retragem atunci când eșuăm. Imediat când dăm de necazuri, păi poate că nu a fost Domnul, nu? Păi noi de la bun început am știut că n-a fost Domnul, ci a fost ideea noastră, a fost firea noastră pământească care a vrut să profite de minunea asta cu rugul aprins. Și apoi ne opunem când ne cheamă Dumnezeu cu adevărat. În al treilea rând, când vorbește Dumnezeu, oamenii înțeleg. Pentru că ceea ce este prezența acum în inima omului nu este numai reverență și respect față de Dumnezeu, ci omul primește revelație din partea lui Dumnezeu. Și ați auzit cuvintele din Exod pe care le-am citit, Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu, necazul, suferința lor a ajuns până la mine, vreau să fac ceva,
vreau să îi eliberez pe poporul acesta și să-i duc într-o țară bună. El cunoaște, Dumnezeu cunoaște suferințele poporului său. Iată versetele pe care le-am citat înainte. Dumnezeu îi comunică lui Moise că el cunoaște condițiile neamului său. Acum aici vreau să fac o mică paranteză. Există o altă, nu vreau să spun rătăcire, că nu e rătăcire, o opinie din asta care nu e corect biblică. Sunt unii care spun, Doamne, Moise nu a fost crescut ca un păgân ăsta, nu știu nimic absolut deloc de legea lui Dumnezeu, de Iehova, absolut deloc. Dacă ar fi fost așa, când ar fi i-a vorbit Dumnezeu din rugul aprins și a spus, eu sunt Dumnezeul lui Avram. A cui ar fi spus Moise? Dar Moise știa bine despre Avram, Isaac și Iacob, știa bine și cunoștea istoria și cunoștea neamul. Eu cred că mama lui Moise nu i-a dat numai lapte, i-a dat și învățătură serioasă și i-a făcut cunoștință cu neamul de unde vine el. Nu? Două evenimente, spune Dumnezeu, se vor întâmpla. Tu, Moise, vei asista la eliberarea și intrarea în Canaan. Aici aș vrea să subliniez că Moise este chemat doar pentru prima din acestea două, numai pentru eliberare. Că vom vedea în studiul nostru că el nu intră în Canaan cu poporul. A păcătuit, Dumnezeu l-a pedepsit, el nu a intrat în Canaan, a intrat Iosua, urmașul lui, cu poporul în țara promisă. Moise a fost chemat doar pentru eliberarea poporului evreu din Egipt. Două promisiuni îi face Dumnezeu. Eu voi participa personal, spunea Dumnezeu, voi fi alături cu tine, voi fi în toată problema asta, nu vei fi singur. Și apoi îi spune Dumnezeu, tu te vei întoarce exact în acest loc și te vei închina. Și vom vedea pe parcurs că Moise, cu poporul ieșit din Egipt, ajunge la locul acesta și se închină înaintea lui Dumnezeu în acest loc. Moise are 80 de ani și acum nu vreau să apăr vârsta, că încă mai am până la 80, dar să știți că este speranță și la 80 de ani. Totul e să fii Moise. Dumnezeu se poate folosi de un asemenea bărbat la 80 de ani. Și, nu știu, m-am lovit de câteva idei așa care, cred că, unii cred că tinerețea este un fel de virtute. Nu este o virtute. Cu nicio vârstă nu este o virtute. By the way, tinerilor, să știți că o să îmbătrâniți și voi. Deci este foarte clar, nu scapă nimeni, nu? Dar ar trebui să avem respect că, uite, Dumnezeu și la 80 de ani se poate folosi de cineva, nu? N-ar trebui să îi scoatem la pensie așa de repede. Vreau să discut acum o serie de scuze pe care le elaborează Moise imediat când Dumnezeu îi lansează această chemare. Este reacția firii noastre pământești în fața unor însărcinări așa de mari din partea lui Dumnezeu. Moise spune, în primul rând, Doamne, dar cine sunt eu? Nu? Moise are o stimă de sine scăzută. Cineva a spus că a stat prea mult cu oile și cu măgarul, n-a mai vorbit cu nimeni de multă vreme, este o personalitate melancolică, și-a pierdut respectul de sine, nu, printre oi, singurătate, prin pustiu. Își dă seama că nu mai are abilitățile personale eficiente, nu, să descurce. După ce vorbești cu măgarul și oile 40 de ani, nu mai știi să vorbești cu alții. Și își dă seama că și la vârsta asta trebuie să se ducă în fața lui Faraon, știi? Deja e prea mult, nu? Spune, Doamne, dar cine sunt eu? Cine sunt eu să mă trimiți pe mine? Al doilea argument este, nu am niciun mesaj. Mi-e frică că ăștia mă resping. Ce o să le spun? Nu? Mi-e frică de ridicol, o să râdă de mine.
Nu vor ști cine sunt și numele cui mă duc eu, nu? Cine mă trimite? Nici asta nu ține, merge la a treilea argument și spune, Doamne, n-au să mă creadă. Este, se simte în nesiguranță, are îngrijorări, nu? N-are ce să le spună, acum cine sunt eu, că nu vreau să mă ascultă nici când am fost fiul oficerului Faraon, la 40 de ani, nu? M-am întrebat cine ești tu, de faci pe șeful aici către noi, da acum, după 40 de ani, nu mă mai cunoaște nimeni, nu? Boșorogul ăsta care a apărut din munte, miroasa oaie, cine este Domnule, nu? Nu o să mă asculte. Și Domnul îi dă trei semne miraculoase. Aruncă toiagul jos, toiagul se preface într-un șarpe, prinde-l de coadă, devine toiag. Ce, bagă-ți mâna în sân, bagă mâna în sân când o scoate, era albă de lepră, o băgă înapoi, e vindecată. Apa se va preface în sânge, îi promite Dumnezeu apele Nilului. Nilul era văzut ca un zeu, era zeul, marele zeu al Egiptului. Nici argumentul ăsta nu îl primește Dumnezeu, dar atunci Moise mai are încă unul, arunca a patra. Zice, Doamne, nu sunt elocvent. Am un defect de vorbire și asta nu-i de azi, de mâine, zice Moise. Asta a apărut de-a lungul anilor. Nu mai sunt coerent, nu mai sunt... Țin minte că cineva m-a provocat să stau de vorbă cu el și am acceptat să vorbesc, dar zice, trebuie să luăm o cameră de filmat. Dar de ce? Păi zice, tu nu ești coerent. Mi-a spus de la bunicul meu, nu sunt coerent și vrea să mă filmeze, nu? Mi-a zis, bun, știi ceva, filmează-te, Matale, singur, lasă-mă pe mine în pace, nu mai vorbim. Dar Moise spune, Doamne, nu mai sunt coerent, nu? Am vorbit numai cu măgarul, cu oile, vorbesc trunchiat și boala asta nu-i de azi, de mâine, de multă vreme. Mi-am pierdut dexteritatea aceea, 40 de ani la oi, nu? Sunt bătrân, am 80 de ani. Domnul le-a zis, și ascultați fraza asta și... Moise pierde o ocazie fantastică aici să fie vindecat de handicapul ăsta. Domnul a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar, iată voi fi cu gura ta și te voi învăța ce avea de spus. Și Moise zice, trimite pe altul. Și atunci Domnul zice, nu, bun, dacă nu vrei să scapi de treaba asta, îți dau pe Aron, nu? Dacă nu vrei să te vindeci de bâlbâială, ți-l dau pe Aron. De aceea am auzit într-o zi pe un evreu care spunea că, de fapt, Dumnezeu a vrut să-i trimită în Canada pe evrei, numai că Moise era bâlbâit și a ajuns în Canaan. Nu, a vrut să ajungă în Canaan. Nu în Canada, în Canada și nu în Canaan. Și atunci... Ultim argument pe care îl folosește versetul 13 din capitolul 4, trimite pe altul, trimite pe altcineva, trimite pe altul, Doamne. Sunt alții mai buni decât mine, sunt demodat, am un handicap, sunt bătrân, am 80 de ani. Din cauza încăpățânării lui rămâne cu defectul ăsta și îl primește de ajutor pe Aron, care nu întotdeauna, de-a lungul timpului, veți vedea, a jucat un rol prea pozitiv pentru Moise. La un moment dat, când a construit un vițel de aur în lipsa lui Moise, Dumnezeu a vrut să-l termine pe Aron. Dar Moise a intervenit, Doamne, ai milă de asta, că dacă mi-l iai, cine mai vorbește în locul meu? Nu? Mi-ai traducătorul, nu? Translatorul. În 1 Samuel, versetele, capitolul 16, versetul 7, partea a doua. Și a trebuit să avem în vedere întotdeauna versetul ăsta, pentru că e extraordinar, zice, Domnul nu se uită la ce se uită omul. Nu se uită la vârstă, la bâlbâielele tale, la neputințele tale, la originea ta. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Domnul se uită la inimă.
În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Nimic nu-ți va schimba viața, viața dumneavoastră, viața mea, ca și o întâlnire reală cu Dumnezeu. Dacă avem nevoie de ceva, avem nevoie de o întâlnire reală cu Domnul. Dar atunci când îți vorbește Domnul, fii sigur că e vocea Domnului. Fii sigur că e vocea Domnului. Fii sigur că vorbește El, nu vorbește firea ta pământească, nu vorbesc dorințele tale, aspirațiile tale, visele tale, nu? Fii încrezător în puterea lui Dumnezeu, ascultă și împlinește planul lui Dumnezeu. Și vreau să citesc doar două versete și cu asta vom încheia. Isaia 55, versetele 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Și un ultim verset, în concluzie, nu uitați că Dumnezeu, când ne vorbește, vă ne vorbește să zidească relații, să strânească reverență, respect față de El și să ne dea revelații, descoperiri. Astea întotdeauna vin odată cu prezența lui Dumnezeu. Și versetul care vreau să-l citez în încheiere, 2 Cronici 16 cu 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijină pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui.